Stimați colegi, bună seara, desfășurăm ședința Guvernului Republicii Moldova. Avem mai multe subiecte importante incluse pe ordine de zi a ședinței de astăzi. Vom procede la examinarea acestor subiecte, dar înainte de aceasta vreau câteva momente de interes major să le atingem. În primul rând vreau să rog cu doamna ministru a Sănătății, Muncii și Protecției Sociale să ne prezinte informația despre starea de sănătate a maestrului Nicolae Botros. Știu că toată societatea este în așteptarea noutăților bune. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, într-adevăr, chiar astăzi am coordonat cu domnul director al Institutului de Medicină de Urgență starea de sănătate a maestrului Botros. Vreau să menționez că se atestă o dinamică pozitivă, deci o dinamică determinată spre însănătoșirea maestrului. Imagistic se atestă resorpția inflamației pulmonare, saturația este una bună, statutul psihologic al maestrului este unul pozitiv și aici vreau să aduc sincere mulțumiri medicilor care asigură tratarea și nu doar a maestrului, dar să aduc la cunoștință că tactica de tratament a maestrului a fost coordonat și cu Spitalul Universitar din Paris, care a confirmat tratamentul corespunzător al maestrului și nu doar, inclusiv și altor pacienți. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă ministru. Îl așteptăm pe dragitul Nicolae Botros cât mai rapid să-și revină. Următorul subiect, domnul ministru Pavel Voicu, situația de astăzi extraordinară cu luarea de ostatici, care este situația copiii, cum se simt și ce avem la acest capitol? Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, în dimineața acestei zile o persoană anterior condamnată, care astăzi urma să aibă ședință de judecată în sectorul botanic, la jucătăria botanică, a luat ostatici 4 copii de la 4 până la 14 ani vârstă. Mai întâi a reușit să rănească o persoană matură în regiunea gâtului, apoi două persoane, a intervenit poliția și alte doi minori au fost salvați. Până la urmă au fost duse în discuții cu influența psihologilor, specialiștilor, pentru a determina persoana să renunțe la luarea de ostatici a unui copil care era mobilizat cu cuțitul în regiunea gâtului. Apreciez pozitiv intervenția atât a psihologului, a medicilor, dar și a colegilor mei polițiști, care au reușit cu succes să izoleze persoana și să ne plasăm fără persoane rănite grav și decesuri. Copiii la moment au lucrat până acum în continuare psihologii, în continuare sunt în afara oricărui pericol, dar necesită de timp suplimentar ca să mai lucreze în continuare psihologul, pentru că au avut unele traume psihologice. Colaboratorilor de poliție care au primit niște răni, li s-a acordat primul ajutor, sunt în afara pericolului. Vă mulțumesc, domnul ministru, și mulțumesc tuturor colegilor din Ministerul Afacerilor Interne care au tratat cu un alt profesionalism acest caz extraordinar și vă rog să fie asigurat îngrijirile necesare pentru copii și persoane care au avut de suferit. Domnul secretar de stat Dumitru Socolan, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, pregătirea pentru turul 2 la alegerilor prezidențiale din 15 noiembrie în birourile electorale de peste hotare. Noi, în legătură cu pandemia, avem momente dificultăți logistice. Vreau să știu dacă, la ce etapă suntem pentru pregătire, dacă ați remis buletinele și tot așa mai departe. Da, mulțumesc, domnul prim-ministru. Grupul de lucru din cadrul Ministerului lucrează într-un regim alert. Deci până la sfârșitul săptămânii vor fi transmise rechizitoriul electoral în toate secțiile de votare din străinătate. De asemenea, am examinat atent cauzele care au dus la sau au generat anumite situații în unele secții de votare care s-au soldat cu rânduri mai mari și imposibilitatea să voteze toți concetățenii. Se lucrează pentru relocarea unor secții de votare. Suntem într-un dialog permanent cu autoritățile din statele respective.
Urmează și Comisia Electorală Centrală să adopte unele decizii pentru alocare eventuală de mijloace financiare suplimentare. Cum am zis, transmitem acum rechizitoriu, transmitem de asemenea și unele rechizitorii suplimentare în unele secții pentru a ameliora situația, pentru a mări capacitățile de prelucrare a buletinilor de vot. Lucrăm intens și vom reuși să transmitem toate rechizitoriile până la sfârșitul săptămânii. Vă mulțumesc, este absolut important să reușiți să remiteți tot, să organizați procesul pentru concetățenii noștri peste hotare, care, după cum am văzut, au dorință mare de a participa la aceste alegeri, fapt care ne rămâne doar să-l salutăm. Următorul subiect, astăzi am fost informat de colegii de la Ministerul Finanțelor, domnul viceprim-ministru, despre intrarea în cont a celor acelor mijloace bănești din partea Guvernului Federației Rusie ca ajutor umanitar în legătură cu seceta. Dacă e posibil mai multe detalii la acest capitol și domnul Pierjo, respectiv când venim cu regulamentul de distribuire acestor mijloace și nu doar acestor pentru agricultorii care au avut de suferit în urma secetei. Domnul viceprim-ministru, vă rog. Estimate domn prim-ministru, stimați colegi, astăzi în conturile trezoreriale al Ministerului Finanțelor deținute în Banca Națională au intrat 275 milioane ruble rusești destinate acordării ajutorului sectorul agricol al Republicii Moldova, care a suferit pe urma secetei din primăvară-vară anului curent. Aceste mijloace bănești astăzi trec procedura de convertire în lei moldovenești. Suma totală convertită a să fie în jur de 60 milioane lei și repartizarea și consumul acestei sume urmează să fie efectuată conform regulamentul aprobat de guvern, fără careva restricții sau angajamente suplimentare față de partea rusă care a donat aceste mijloace bănești. Deci este la discreția părții Moldavei a Guvernului Republicii Moldova. Vă mulțumesc, domnul ministru Pierjo. Stimate domnule prim-ministru, Ministerul Agriculturii practic finalizează acum elaborarea regulamentului. Noi suntem în discuție și cu producătorii agricoli, în special cu asociațiile, producătorii agricoli care au avut de suferit ca rezultat a secetei. În data după definitivarea lui, va fi înaintat guvernului ca să fie aprobat. Desigur, vom fi în coordonare cu toate ministerile de resort, în primul rând Ministerul Finanțelor, pentru ca mijloacele financiare cât mai curând să ajungă la producătorii agricoli care au fost afectați. Practic se definitivează și suntem în discuții publice la moment. Vă mulțumesc, domnul ministru, dar cu acei circa 250 de agenți economici care de la prima grupă, din cauza birocrației excesive a autorităților publice locale, n-au primit, care este situația, când primesc suportul? Domnul prim-ministru, deja Agenția de Intervenție și Preț pentru Agricultură accesează dosarele sau este în proces de primire a dosarelor, sunt depunere. După cum arată practica precedentă pe care am avut-o, recepționarea dosarului și până la autorizarea plății durează nu mai mult de 10-12 zile. Deci, practic, acum se recepționează dosarele și se prelucrează toate informațiile. În cel mai scurt timp vor fi achitați. Vă mulțumesc. Revenim la regulamentul inițial pentru repartizarea banilor de pe acest cont trezorerial. Așteptăm cât mai rapid acest proiect, dar bineînțeles vreau, folosind numai de ocazie, să aduc mulțumiri Guvernului Federației Rusie pentru acest suport de circa 3 milioane de euro la această etapă și noi trebuie să îi repartizăm agricultorilor care așteaptă. Mulțumim Guvernului Federației Rusie. Următorul subiect, cu mult mai negativ. Stimați colegi, câteva zile în urmă, niște neoameni, ca să mă exprim destul de diplomatic, au vandalizat mai multe morminte din interiorul cimitirului evreiesc din Chișinău. Vandalizat, profanări și multe lucruri care caracterizează doar niște neoameni. Noi condamnăm aceste fapte și, bineînțeles, ca guvern, ca stat responsabil, trebuie să venim cu reacție
dur la aceste, la aceste infracțiuni. Noi suntem un stat civilizat, suntem oameni care ținem și știm a păstra memoria strămoșilor, a tuturor oamenilor care au locuit pe, pe acest meleag de orice etnie și respectiv asemenea cazuri merită toată condamnarea, dar și pedepsirea cu toată asprimea legii. Condamnăm acest lucru, dar nu doar. Am rugat Ministerul Justiției să vină cu un proiect de modificare a legislației pentru a înspri legislația, pentru a majora pedepsele, penalitățile pentru asemenea gen de infracțiuni, asemenea gen de comportament. Și eu vreau să-l rog pe domnul ministru Fadei Năgăcevski să prezinte acest proiect. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, vă prezint proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative. Și aici este vorba de articolul 222 din Codul Penal și articolul 54 din Codul Contravențional. Prezentul proiect de act normativ reprezintă o manifestare publică suplimentară a intenției Republicii Moldova și autorităților sale de a contracara orice manifestări de intoleranță religioasă pe teritoriul său, fiind elaborat ca o reacție la tendințele sociale existente atât la nivel național cât și la nivel internațional, prin care se atestă o sporire îngrijorătoare a numărului de incidente cu conotații de genul dat, vandalizări de morminte, monumente, localuri venerate de către persoanele aparținând diferitor culte, atacarea persoanelor în localuri religioase sau în adiacentul acestora. Sancțiunile prevăzute la moment de legislația penală și contravențională nu reprezintă o piedică considerabilă care ar descuraja comiterea unor asemenea fapte în viitor, motiv pentru care se propune o agravare a răspunderii survenite pentru comiterea unor fapte care manifestă intoleranță religioasă și lipsă de respect față de sentimentele atașate valorilor religioase. Deci modificarea la codul penal presupune ajustarea atât a sancțiunilor pecuniare, cât a sancțiunii sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității, dar și pedeapsa cu închisoarea. La codul contravențional se majorează sancțiunile pecuniare, în același timp se introduce și cuvântul mormintelor, fiindcă în codul contravențional era prevăzut pentru profanare de morminte, însă nu era și cuvântul de monumente, nu era și cuvântul morminte, și astfel noi completăm legislația contravențională, astfel încât organele de ocrotire a normelor de drept să aibă instrumente suplimentare pentru a interveni și a sancționa persoanele în cazul în care se atestă niște comportamente antisociale prin care se atentează anume la valorile noastre creștine, la valorile altor culte religioase pe care aceștia le venerează. De aceea rog, stimați colegi, înțelegând esența problemei, să susținem acest proiect de lege, să oferim organelor de urmărire penală instrumente suplimentare pentru a interveni în asemenea cazuri. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc, domnul ministru, pentru prezentarea proiectului, dar și pentru elaborarea rapidă și avizarea cu instituțiile competente. Stimați colegi, vă rog, dacă sunt careva întrebări, propuneri la proiectul înaintat. Domnul ministru Pavel Voicu, avem ceva rezultate a investigațiilor acestui caz rușinos? Domnule prim-ministru, aceste cazuri sunt în vizorul poliției, avem pornit un dosar penal, sunt și persoane suspecte, dar este prematur să dăm niște familii, niște nume. Mulțumesc, da, într-adevăr este prematur să aducem aceste informații, dar vă rog cu toată, zicem, focusarea pe, și concentrarea pe asemenea cazuri, o atenție sporită. Stimați colegi, dacă nu sunt, domnul ministru Năgăcevski, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, în acest context eu vreau să aduc la cunoștință că și discursul de ură de asemenea este în viziunea Ministerului Justiției, în atenția Ministerului Justiției și la etapă convenită noi vom interveni inclusiv cu reglementarea chestiunilor date care depășesc, deja discursurile de ură depășesc orice limite a bunului simț și a normelor de conviețuire socială, de aceea noi monitorizăm și vom interveni la moment potrivit cu un proiect de lege în acest sens. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumesc, domnul ministru. Sper foarte mult că odată cu consumarea exercițiului electoral oamenii își vor recapeta alura de om și vor ieși din această perioadă de neomenie, dacă să vorbim, să spunem lucrurilor pe nume. Stimați colegi, vă rog, dacă sunt
alte întrebări sau obiecții la proiectul prezentat de domnul Găcevski să vă expuneți, dacă nu, vă rog să susținem proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Domnul ministru, vă rog cancelarea rapidă remisă în Parlament pentru ca să fie aprobat la prima ședință. Stimați colegi, acesta a fost subiectul numărul 2 de pe agenda. Astăzi însă avem și subiectul cu privire la cadre și eu vreau să rog pe doamna cer scuze, domnul Pânzăr, domnul ministru Pânzăr, ați vrut să interveniți? Ceva nu am înțeles, probabil o defecțiune tehnică. Subiectul numărul 1 cu privire la cadre, doamna secretar general al Guvernului, Liliana Econi, vă rog. Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, în temeiul articolului 86, alineatul 2 din Constituția Republicii Moldova și articolului 10, alineatul 6 din legea cu privire la serviciul diplomatic, se propune numirea domnului Oleg Țulea în funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Ungaria, cu înaintarea președintelui Republicii Moldova a proiectului de decret. Colegi, luați legătura cu domnul ministru Prânză, la dumneavoastră vine informația mai târziu, din cât înțelegem, să se reconecteze. Continuați, domnule Coni, vă rog. Mulțumesc, domnule prim-ministru. Repet, propun numirea domnului Oleg Țulea în funcția de ambasador extraordinar și plenipotențial al Republicii Moldova în Ungaria, cu înaintarea președintelui Republicii Moldova a proiectului de decret respectiv. Rog aprobarea candidaturii domnului Oleg Țulea. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna secretar general al Guvernului. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări, propuneri, obiecții față de candidatura domnului Oleg Țulea pentru funcția de ambasador al Republicii Moldova în Ungaria. Nu sunt întrebări, cu toții îl cunoaștem pe domnul ministru Oleg Țulea. Apreciem foarte înalt performanța dumnealui în funcție de ambasador al Republicii Moldova-Ungaria, cu siguranță revenind va avea același succes, performanțe mari, dar eu vreau să-i mulțumesc domnul ministru pentru activitatea desfășurată în funcția actuală de ministru al afacerilor externe și integrării europene. S-a manifestat ca un alt profesionist, patriot, s-a dedicat foarte mult pentru aceste activități și eu vreau să-i mulțumesc mult pentru această dăruire de sine și pentru rezultatele obținute. Dumnealui va până merge în Ungaria pentru a prelua funcția de ambasador a Republicii Moldova în Ungaria. Va continua o perioadă să se preocupe de activitățile ministerului, mai ales că avem acum acest proces foarte important legat de organizarea alegerilor peste hotarele țării. Încă o dată vreau să-i mulțumesc domnului ministru Țulea pentru activitatea în funcție de conducător al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Stimați colegi, vă rog, dacă sunt careva întrebări. Nu sunt. În asemenea condiție, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Am impresia că la domnul Pânzăr e mai dificil ajunge informația respectivă. Doamna Econi, vă rog, continuați. Mulțumesc. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, în scopul executării deciziei Colegiului Civil al Curții de Apel Chișinău din 23 septembrie 2020 și în temeiul articolului 394 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, articolul 63, alineatul 1, litera C, din legea numărul 158 din anul 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, se propune anularea dispoziției Guvernului numărul 93 din anul 2020 cu privire la restabilirea în funcție a domnului Vladimir Ceban. Totodată, în temeiul aceleași prevederi normative, se propune încetarea raporturilor de serviciu
ale domnului Vladimir Ceban în funcția de șef al Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat, reprezentant al Guvernului în teritoriu din data de 4 noiembrie 2020. Rog aprobarea anulării dispoziției și încetarea raportului de serviciu. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna secretar general. Aici va trebui o claritate mai mare, dar probabil după ce ați prezentat următorul proiect, că aici înțelegem că este vorba de niște proceduri juridice. Stimați colegi, dacă sunt careva întrebări, vă rog. Caz contrar, vă rog să susținem proiectul. Aprobat, mulțumesc. Continuați, vă rog, doamna Econ. Mulțumesc. În temeiul articolului 7, litera I, din legea numărul 136 din 2017 cu privire la guvern și al articolului 6, alineatul 3, din legea numărul 199 din 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, se propune numirea domnului Vladimir Ceban în funcția de șef al Oficiului Teritorial Soroca al Cancelarei de Stat, reprezentant al guvernului în teritoriu, din data de 5 noiembrie 2020. Rog aprobarea numirii domnului Vladimir Ceban. Mulțumesc! Stimați colegi, prin proiectul precedent am încetat raportul, acum se propune să numim în funcție de șef al Oficiului Teritorial Soroca pe domnul Vladimir Ceban. După cum am spus, este vorba de un moment juridic. Dacă nu sunt întrebări sau obiecții, vă rog să aprobăm numirea domnului Ceban. Aprobat, vă mulțumesc. Doamna secretar general al Guvernului, mai avem ceva la capitolul cadre? Domnule prim-ministru, pentru ziua de astăzi nu avem problema alte chestiuni pe la chestiunea cadre. Mulțumesc. Mulțumesc. Atunci dorim domnul Vladimir Ceban activitate de succes în continuare în funcție de șef al Oficiului Teritorial Soroca al Cancelarei de Stat. Subiectul numărul 3, stimați colegi, de pe ordine de zi. Doamna ministru Viorica Dumbrăveanu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea punctului 29 din regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată ajutorului social, aprobat prin hotărârea Guvernului 1167 din 2008. Proiectul are drept scop susținerea și țintirea celor mai defavorizate familii prin consolidarea programului de ajutor social. Astfel, proiectul prevede majorarea pragului eligibilității la calcularea scorului punctajului indicatorilor de bunăstare cu 2,82 de puncte. Actualmente, acest scor este de 88,46 de puncte și după majorare va constitui 91,28 de puncte. Conform analizelor care au fost realizate în baza datelor din Sistemul Informațional Asistență Socială, în contextul modificărilor propuse, în programul de ajutor social urmează să se încadreze suplimentar circa 1800 familii pentru prestația de ajutor social și 2350 de familii pentru prestația ajutor pentru perioada rece a anului. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, doamna ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări referitor la acest proiect. Nu sunt întrebări. Doamna ministru, în termeni practici, asta înseamnă că mai multe persoane vor putea beneficia de aceste prestații sociale, da? Exact. Deci mai multe persoane, într-adevăr, vor avea dreptul atât la ajutor social cât și la ajutorul pentru perioada rece a anului, ignorându-se, deci, acel punctaj care se ia în calcul, deci când persoana este deținător de anumite bunuri. Deci se vor ignora mai multe bunuri care sunt incluse, deci, la determinarea dreptului la ajutor social. Că dacă ai cuptor cu microunde, aceasta nu este un obstacol neapărat pentru a fi eligibil pentru acest suport. Exact. Mulțumesc. Stimați colegi, probabil că e clar tot de ce vă rog să susținem și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 4, domnul ministru al Economiei și Infrastructurii, Serghei Raelean, vă rog.
Stimate domn prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă în atenția dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative. Proiectul de lege instituie funcția de demnitate publică, avocatul poporului pentru drepturile antreprenorilor, care va fi numit de Parlament și va activa în mod autonom în raport cu avocatul poporului și avocatul poporului pentru dreptul copilului, va fi specializat în problemele de protecție a drepturilor antreprenorilor. Astfel, proiectul de lege prevede modificarea 14 acte normative, care reglementează anumite aspecte conexe activității avocatului poporului pentru drepturile antreprenorilor, atribuțiile, salarizarea acestuia, statutul de demnitar public, dreptul de a sesiza Curtea Constituțională, drepturile procesuale, civile și penale, dreptul de a prezenta propuneri de amendare a cadrului normativ. Menționez că proiectul a fost supus avizării consultăților publice, precum și expertizei anticorupției de către Centrul Național Anticorupție. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului. Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, un proiect foarte important. Vă rog dacă sunt careva întrebări. În cadrul nenumăratelor întrevederi cu reprezentanții mediului de afaceri, această propunere, această doleanță a business-ului era prezentă pe agenda discuțiilor de a institui această funcție, instituție de ombudsman al business-ului, avocat al poporului pentru protecția intereselor oamenilor de afaceri. Iată, noi am elaborat acest proiect și suntem deciși să punem în aplicare această normă, această lege începând cu 1 ianuarie 2021, astfel încât business-ul să aibă un grad de protecție mai mare, inclusiv în raport cu noi birocrații, instituțiile statului. Înțeleg, domnul ministru, că a fost consultat cu asociațiile de business, cu reprezentanții mediului de afaceri. Vă mulțumesc. Stimați colegi, nu cred că putem avea obiecții la acest proiect, deci vă rog să-l susținem. Aprobat, vă mulțumesc. Domnul ministru, același lucru, vă rog să-l remiteți imediat în Parlament pentru a fi examinat și aprobat rapid, astfel încât din ianuarie să putem oferi business-ul această protecție suplimentară. Subiectul numărul 5, domn ministru al agriculturii, da, mediului și dezvoltării regionale, domn ministru Ion Pierjo. Eu o să mă folosesc de ocazie, domn ministru, astăzi este 5 noiembrie, să vă felicit cu ziua de naștere, să vă doresc mulți ani frumoși, cu roadă, cu precipitații, fără secetă și succes în toate. Vă rog, proiectul numărul 5. Vă mulțumesc mult, domnul prim-ministru, mulțumesc, stimați colegi, și tuturor celor care mi-au dorit, dar în primul rând au dorit ceea ce ați spus și dumneavoastră, domnul prim-ministru, un an cât mai bun și rodnic și pentru agricultură. Stimați domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă spre aprobare proiectul hotărârii Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea acordului de finanțare. Este vorba de a treia finanțare adițională între Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, în vederea realizării proiectului Agricultura Competitivă, semnat la 1 octombrie curent la Chișinău. Acordul de finanțare reprezintă un împrumut în sumă de 13,5 milioane euro, destinat gestionării subproduselor de origine animale nedestinate consumului uman. Astfel, finanțarea adițională va determina două ajustări propuse la structura inițială a proiectului, inclusiv pentru crearea unui sistem comprehensiv și de gestionare a subproduselor de origine animală și suplinirea cu fonduri suplimentare pentru asigurarea managementului și coordonării eficiente a proiectului. Acordul propus va contribui temeinic la realizarea angajamentelor asumate prin acordul de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, care prevede asigurarea unei funcționări corecte a cerințelor sanitare veterinare prin colectarea, transportarea, depozitarea, prelucrarea, folosirea și eliminarea produselor de origine animală nedestinate consumului uman, precum și plasarea pe piață a acestora sau diminuarea și eliminarea oricăror riscuri pe care acestea le pot prezenta pentru sănătatea animală și umană, inclusiv prevenirea apariției și răspândirii bolilor contagioase pentru animale.
Mai mult ca atât, activitățile prevăzute în cadrul finanțării adiționale vor contribui și la realizarea obiectivelor și cerințelor prevăzute în legea 129 din 2019 privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman. Implementarea acestui acord de finanțare adițională pentru proiectul Agricultura Competitivă în Moldova este preconizată până la 31 decembrie 2024, însă foarte multe activități vor fi sau ne luăm angajamentul ca să fie implementate mult mai devreme, întrucât implementarea acestui proiect și instituirea acestei unități de prelucrare a produselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman este și o precondiție pentru ca Moldova să devină țară eligibilă pentru exportul produselor de origine animală pe piața Uniunii Europene. În contextul celor menționate, rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul ministru, într-adevăr, un proiect foarte important pentru deschiderea accesului pe piețele internaționale europene, în primul rând, pentru producătorii noștri de producție de origine animală. Nu cred că sunt obiecții, vă rog să susținem proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 6, domnul ministru Sergei Raelean, vă rog. Stimate domn prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă în atenția dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind ratificarea acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, privind al doilea proiect de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare centralizat cu energie termică, semnat la 30 septembrie anul curent. În vederea susținerii proiectului menționat, Banca Mondială și-a exprimat disponibilitatea de a acorda împrumut conform termenilor Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare în valoare de 92 milioane euro. Acest proiect are drept scop continuarea eforturilor de modernizare a infrastructurii termoelectrică, începute în cadrul primei inițiative similare lansate în 2015. Proiectul va avea un impact pozitiv asupra sectorului termoenergetic, datorită următoarelor aspecte. Îmbunătățirea eficienței și fiabilității producerii și furnizării energiei electrice, cât și a energiei termice în municipiul Chișinău, reducerea emisiilor de poluanți de gaze cu efect de seră, datorită reconstrucției și modernizării utilajului existent, datorită construcțiilor unor unități moderne de cogenerare de înaltă eficiență, asigurând o îmbunătățire a eficienței și o majorare a cantității de energie electrice și energie termice produse în regim de cogenerare, îmbunătățirea în mod direct a calității și eficienței serviciilor de termoficare prestate consumatorilor din municipiul Chișinău, precum și pilotarea unor măsuri ample de eficientizare a consumului de energie de resurse energetice în unele clădiri multietajate din capitală. Având în vedere impactul scontat al proiectului, inclusiv calitatea mai înaltă a serviciilor oferite, rog aprobarea proiectului și susținerea eforturilor de îmbunătățire a situației în domeniu. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, vă rog, dacă sunt careva întrebări, intervenții, proiect menit să eficientizeze energetica Republicii Moldova, să sporească securitatea energetică și capacitatea de generare energiei electrice, probabil. Nu sunt întrebări, salutăm acest proiect și la problem. Vă rog. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 8, domn ministru Ion Pierge, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii Guvernului numărul 856 din 2016, privind aprobarea programului de suprimare eșalonată a hidrofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040 și a planului de acțiuni pentru implementarea acestei anii 2016-2020 elaborat de către minister. Prin aderarea la protocolul de la Montreal referitor la substanțele care distrug stratul de ozon, Republica Moldova și-a asumat angajamentul de a reglementa utilizarea substanțelor care afectează stratul de ozon cu scoaterea treptată din uz a acestor către anul 2040. Modificarea hotărârii Guvernului este impusă de necesitatea aprobării unui nou plan de acțiuni pentru implementarea în anii 2021-2025 a etapei a doua a programului de suprimare eșalonată a hidrofluorocarburilor,
Măsurile incluse în planul de acțiuni vor asigura continuitatea activităților inițiate la prima etapă de implementare a programului menționat și vor contribui la realizarea obiectivului de reducere a consumului de substanțe care distrug stratul de ozon cu până la 67,5% până în anul 2025. De asemenea, proiectul hotărârii de guvern prevede completarea orarului de suprimare eșalonată a substanțelor menționate cu prevederi referitoare la cantitatea anuală totală de hidrofluorocarburi permisă pentru import în țară în perioada 2021-2030. Implementarea prevederilor proiectului nu necesită cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat. Republica Moldova beneficiază de asistență financiară din partea Fondului Multilateral al Protocolului de la Montreal pentru realizarea activităților ce țin de protecția stratului de ozon. Ținând cont de cele expuse, rog susținerea proiectului dat. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări referitoare la proiectul prezentat. Nu sunt. Vă rog să susținem proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 9, domnul ministru Igor Șară, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, propun atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la acordul trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al satului Mileșeni, raionul Călăraș, Temei, Codul Educației la Republicii Moldova, articolul 146, alineatul 4. Potrivit proiectului, se acceptă trecerea din domeniul public în domeniul privat al satului Mileșeni, raionul Călăraș, a trei construcții ale fostului gimnaziu din localitate în legătură cu lipsa necesității de întrebățare a construcțiilor respective în domeniul educațional. Proiectul a fost elaborat în baza deciziei pozitive a Comisiei de Vizare a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, a raportului de expertiză privind lipsa necesității de întrebățare în domeniul educațional a construcțiilor fostului gimnaziu din raionul Călăraș, satul Mileșeni, realizat în baza deciziei din 6 august 2019 a Consiliului Sătesc Mileșeni. În prezent, accesul la învățământ general a tuturor beneficiarilor din satul Mileșeni, raionul Călăraș, este asigurat de liceul teoretic Țiberica, raionul Călăraș. Implementarea acestui proiect nu necesită cheltuieli financiare din bugetul de stat. Rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări la proiectul prezentat. Intuiesc că nu, de ce vă rog să susținem proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 10, doamna ministru Viorica Dumbrăveanu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile. Proiectul prenotat este elaborat în temeiul prevederilor legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, precum și a legii cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale. Prezenta hotărâre de guvern are drept scop transmiterea cu titlu gratuit a bunului imobil cu suprafață de 215,5 metri pătrați situat pe adresa orașului Râșcani, strada Gheorghe Sache 1, din proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, gestiunea instituției medico-sanitare publice, Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, în proprietatea publică a raionului Râșcani, pentru utilizarea acestui imobil în calitate de locuințe sociale pentru tinerii specialiști. Totodată, în conformitate cu prevederile legii cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, hotărârea propune, deci în temeiul deciziei care a fost luată de către Consiliul Raional Râșcani, să transmită din proprietatea publică a raionului Râșcani, în proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, gestiunea instituției medico-sanitare publice Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a unor încăperi cu suprafață de 99,8 metri pătrați din bunul imobil care este situat în satul 7 Frați, raionul Râșcani, care va fi utilizat pentru extinderea punctului de asistență medicală urgentă 7 Frați, raionul Râșcani. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, doamnă ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt întrebări. Nu sunt, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Doamna ministru, spuneți, vă rog, acel contract cu privire la livrarea ambulanțelor pe care noi îl avem
încheiat cu companii, cu finanțare din partea Băncii Consiliului Europei, la ce etapă este, știam că trebuie să vină deja cele utilaje. Care este situația? Stimate domnule prim-ministru, într-adevăr, deja în luna noiembrie vor fi livrate primele ambulanțe, conform contractului, într-adevăr, care a fost încheiat și finanțarea, cum s-a menționat, în cadrul proiectului CEP. Și este vorba despre data de 15 noiembrie, partea turcă a confirmat livrarea a 41 de ambulanțe. Primele 41 de ambulanțe. Din 100? 148. Mulțumesc. Mai departe, vă rog, subiectul numărul 11, doamna Liliana Iacone, vă rog. Mulțumesc. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea anexei numărul 1 la hotărârea Guvernului cu privire la Consiliul Național pentru Problemele Veteranilor de Război. Proiectul hotărârii propus spre examinare prevede completarea componenței nominale a Consiliului Național pentru Problemele Veteranilor cu doi membri noi, și anume cu reprezentantul Biroului pentru Relații cu Veteranii, având în vedere misiunea de bază a biroului, dar și rolul acestuia în elaborarea și implementarea politicilor statului în domeniul protecției sociale și de drept a veteranilor, și propunem completarea componenței nominale a Consiliului cu poziția viceprimar al municipiului Chișinău, responsabil de domeniul social, reieșind din faptul că în municipiul Chișinău sunt concentrați cei mai mulți veterani din țara noastră. Proiectul a fost consultat cu părțile interesate și nu implică mijloace financiare de la bugetul de stat. Reieșind din cele menționate, rog aprobarea proiectului hotărârii de guvern. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna secretar general, stimați colegi! Dacă sunt careva întrebări referitor la acest proiect, vă rog să vă expuneți. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc! Subiectul numărul 12, domnul ministru Igor Șară, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, propun atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern pentru aprobarea avizului la proiectul de lege privind modificarea legii cinematografiei numărul 116 din 2014. Inițiativa prevede ajustarea noțiunilor principale din domeniu, delimitarea clară a atribuțiilor Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în domeniul cinematografiei cu cele ale Centrului Național al Cinematografiei, mecanismul de finanțare a activității cinematografice, crearea unui fond a cinematografiei care să asigure continuitatea și durabilitatea proiectelor. Avizul este pozitiv, inițiativa se susține, dar cu ajustarea proiectului de lege conform următoarelor propuneri. Crearea fondului cinematografic ca subdiviziunea Centrului Național Cinematografie, care reprezintă o sursă de finanțare a activității cinematografice, nu poate fi susținută, fiind ea contravine legii finanțelor publice și responsabilității financiare fiscale, conform căreia unul din principiile bugetare este cel al universalității bugetului, prin care toate resursele și cheltuielile se includ în buget, fără stabilirea corelărilor, legăturilor între anumite tipuri de resurse și cheltuieli. Cel de-al doilea moment, legat de mecanismul de finanțare a Centrului Național de Cinematografie, în partea ce ține de trecere la autogestiune financiară, urmează să fie revizuită din prisma definiției date termenului de autoritate publică la autogestiune, prevăzută de articolul 3 a legii finanțelor publice și responsabilităților bugetare fiscale. În același timp, referitor la propunerile de completare a categoriei de bunuri proprietate publică a statului cu sediul societății pe acțiuni Mall Cinema din municipiul Chișinău, șoseaua Muncești 171, păstrarea fondurilor de filme cu sală de cinema și terenul aferente acestea, guvernul nu susține aceasta, din considerentul că sediul clădirii administrative, fondul filme, sala cinema sunt incluse în capitalul social al SA Mall Cinema și aparțin societății cu drept de proprietate. În context, bunurile indicate pot fi atribuite la categoria de bunuri a domeniului public al statului după excluderea acestora din capitalul social al SA Mall Cinema. Stimați colegi, rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, vă rog, dacă sunt careva intervenții, propuneri, întrebări. Nu sunt. Dacă văd bine, în asemenea condiții, vă rog să susținem proiectul.
aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 13, domn ministru Serghei Raelean, vă rog. Mersi mult, stimați domn prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezintă în atenția dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea avizului la proiectul de lege pentru modificarea legii numărul 91 privind semnătura electronică și documentul electronic. Scopul proiectului de lege înaintat cu titlul de inițiativă legislativă constă în transpunerea reglementării cu privire la utilizarea semnăturilor electronice la distanță, expusă în cadrul normativ european, directiva UE 910, prin admiterea păstrării și utilizării cheii private a titularului de către prestatorul de servicii de certificare. Este important de menționat că la utilizarea semnăturilor electronice la distanță, al cărui mediu este gestionat în numele semnatarului de un prestator de serviciu de încredere, prestatorul trebuie să garanteze faptul că acest mediu este utilizat sub controlul exclus al semnatarului. Totodată, modificarea propusă este derogatorie prevederilor articolului 7 din legea numărul 91, potrivit cărora cheia privată este păstrată și utilizată exclusiv de către titular, într-un mod ce exclude accesul la ea al altei persoane. Astfel, păstrarea cheii private utilizate la crearea semnăturii electronice de către prestatorul de servicii de certificare, într-un mod care garantează utilizarea acestei sub controlul exclusiv al titularului cheii private, va facilita și optimiza fluxul tranzacțiilor electronice, impulsionând dezvoltarea economiei digitale și a guvernării electronice prin asigurarea accesibilității tehnologiilor de utilizare a semnăturilor electronice. Proiectul a fost avizat de către instituțiile de resort din ordinea stabilită. Conform celor expuse, rog susținerea și aprobarea proiectului de hotărâre. Mulțumesc, domnul ministru. Colegi, stimați miniștri, dacă sunt careva întrebări, vă rog să vă expuneți. Nu sunt. Susținem proiectul. Vă rog. Aprobat. Mulțumesc. Subiectul numărul 14, doamna ministru Viorica Dumbrăveanu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenția dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la modificarea punctului 22 din regulamentul sanitar privind radioprotecția și securitatea radiologică în practicile de radioterapie aprobat prin hotărârea 632 din 2011. Proiectul hotărârii de guvern a fost elaborat în temeiul prevederilor legii privind supravegherea de stat a sănătății publice, precum și a legii cu privire la desfășurarea în siguranță activităților nucleare și radiologice. Proiectul vine să reglementeze condițiile de amplasare a încăperilor destinate radioterapiei sau secțiilor de radioterapie, stabilirea principiilor de distanțare dintre secțiile, cabinetele de radioterapie și casele de locuit, precum și stabilirea condițiilor de activitate în funcție de tipul instalațiilor, capacitatea surselor de radiație ionizate, calculele eficienței barierelor staționare de protecție. Proiectul va permite reglementarea sporită a activității instituțiilor care utilizează surse radioactive aplicate în domeniul radioterapiei, ale organelor și instituțiilor de stat cu atribuții de supraveghere și control în domeniul activităților nucleare și radiologice, instituțiilor de proiectare, autorităților publice centrale și locale. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, doamnă ministru. Stimați colegi, vă rog, dacă sunt întrebări, să vă expuneți. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 15, domnul viceprim-ministru Serghei Pușcuță, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea următoarelor acte normative. Codul fiscal, legea privind sistemul public de asigurări sociale, legea privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative, legea cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative. Proiectul de lege are drept scop stimularea procesului de testare a salariaților în vederea identificării virusului COVID-19 prin stabilirea unui regim fiscal special pentru plățile efectuate de către angajator în acest scop. Astfel se propune ca plățile efectuate pentru testare salariaților să constituie surse de venituri neimpozabile cu contribuții de asigurări sociale de stat, prime de asigurare obligatorie de asistență medicală, dar și impozitul pe venit. Totodată se propune ca cheltuielile suportate de către angajator pentru efectuarea testelor de laborator să se permită spre deducere în scopuri fiscale.
Concomitent, în contextul modificării mecanismului de calculare a impozitelor salariale, începând cu data din 1 ianuarie 2021, proiectul prevede norme tranzitorii în cazul plăților salariale și altor recompensii aferente perioadei de până la 31 decembrie 2020, dar care sunt achitate după data din 1 ianuarie 2021. Pentru acestea se propune să se calculeze și să se achite primele de asigurare obligatorie de asistență medicală datorate atât de angajați cât și de angajatori, potrivit legislației în vigoare, până la data de 31 decembrie 2020. De asemenea, proiectul vizează asigurarea achitării în continuare a indemnizației unice angajaților din domeniul medical infectați cu COVID-19 din fondurile de urgență ale Guvernului. Proiectul a fost supus avizării și expertizării de către autoritățile interesate în modul stabilit de legislație. Obiecțiile și propunerile acestora au fost luate în considerație la definitivarea proiectului. Rog susținerea proiectului. Mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări, propuneri referitoare la acest proiect important, aș zice eu. Domnul viceprim-ministru, în privința cheltuielilor pentru teste COVID, să zicem așa, de când va intra sau efectul acestei modificări, amendament la codul fiscal, de când, pe ce perioadă va fi? Va acoperi întreg anul 2020 sau doar din momentul publicării, ca să înțelegem mai bine? Deci în proiectul propus se reamintește încă o dată perioada fiscală la impozit pe venit este anul, respectiv va fi aplicat pentru întreg anul 2020. Am înțeles, mulțumesc. În privința asigurării în continuare a plății indemnizației de 16.000 de lei pentru personalul medical, am înțeles. Stimați colegi, eu tot am înțeles din acest proiect. Vă rog dacă dumneavoastră aveți o întrebare să înaintați. Dacă nu, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, mulțumesc și în privința acestui proiect o să rog cancelarea foarte rapid să-l remiteți Parlamentului pentru examinare și aprobare de urgență. Subiectul numărul 16, domnul ministru Pavel Voicu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Proiectul a fost elaborat în conformitate cu prevederile legii finanțelor publice și responsabilităților bugetare fiscale numărul 181 din 2014, regulamentului privind gestionarea fondurilor de urgență ale Guvernului aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 862 din 2015, precum și în baza procesului verbal al ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale Republicii Moldova, care a avut loc la 4 noiembrie 2020. Scopul acestuia constă în alocarea din fondul de intervenție al Guvernului a sumei de 450.000 lei, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne pentru acoperirea cheltuielilor de achiziționare a lucrărilor de demontare parțială a edificiului avariat, evacuarea și transportarea deșeurilor și elementelor din construcția prăbușită a clădirii Filarmonice Naționale Serghei Lunchevici, în urma incendiului produs la data de 24 septembrie 2020. La etapa implementării proiectului, Ministerul Finanțelor va finanța cheltuielile menționate pe măsura prezentării documentelor confirmative. În baza celor expuse, stimați colegi, rog să susținem prezentul proiect. Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt câteva întrebări în privința alocării acestor mijloace financiare. Proiect aprobat în baza demersului Comisiei Situației Excepționale Republicii Moldova. Dacă nu sunt, vă rog să susținem acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 17, domnul viceprim-ministru Serghei Pușcuță, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative aferente activității în domeniul bancar.
Proiectul a fost elaborat în vederea consolidării independenței Băncii Naționale a Moldovei, a integrității și finalității deciziilor de politică monetară, de reglementare și supraveghere bancară adoptate de aceasta. Proiectul prevede modificarea următoarelor acte legislative. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei. Legea cu privire la activitatea băncilor. Legea privind redresarea și rezoluția băncilor. Codul administrativ. Codul penal. Codul de procedură penală. Codul de procedură civilă. Astfel, principalele prevederi ale proiectului vizează răspunderea pentru prejudiciu cauzat prin actul administrativ ilegal al Băncii Naționale a Moldovei, determinarea mărimii prejudiciului material cauzat, modul de tragere la răspundere a membrilor organelor de conducere a Băncii Naționale a Moldovei. Proiectul propus vine să îmbunătățească reglementările aferente cadrului de înlăturare a acționarilor neconform din sectorul bancar, regimului compensațiilor pentru daunele cauzate de actele emise de Banca Națională a Moldovei și cele aferente autonomiei și responsabilizării regulatorului bancar. Implementarea proiectului nu necesită alocarea de mijloace financiare suplimentare de la bugetul de stat. Proiectul a fost supus consultării, avizării și expertizării corespunzătoare de către entitățile cointeresate. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru. Stimați colegi, vă rog, dacă sunt careva întrebări. Referitor la acest proiect menit să consolideze independența Băncii Naționale, reamintesc, este un proiect care face parte din lista de condiționalități ale Fondului Monetar Internațional pentru încheierea unui nou program. Proiectul a fost elaborat de către instituțiile respective din Republica Moldova, dar coordonat și cu echipa Fondului Monetar Internațional. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat. Vă mulțumesc. Proiectul urmează să fie înaintat de urgență Parlamentului spre examinare și aprobare, astfel încât Republica Moldova să poată informa Fondul Monetar Internațional despre executarea tuturor condiționalităților pentru semnarea unui nou program cu Fondul Monetar Internațional. Stimați colegi, mai avem un subiect pe ordinea de zi, revenim la subiectul numărul 7. Vreau să rog pe domnul director al Agenției Proprietății Publice, Ghenadi Țepordei, să prezinte acest proiect. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern pentru modificarea hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice. Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii Guvernului numărul 161 din 2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice a fost elaborat în temeiul articolului 13 și 22 din legea privind delimitarea proprietății publice, urmarea demersurilor înaintate de întreprinderea de stat, administrația de stat a drumurilor, serviciul special pentru influențe active asupra proceselor hidrometeorologice, Agenția MOL-Silva, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și are drept scop asigurarea înregistrării terenurilor delimitate după domenii și apartenență, fapt ce va permite înregistrarea dreptului de proprietate a Republicii Moldova în Registrul Bunurilor Imobile. Prin prezentul proiect se propune completarea anexei numărul 1 din hotărârea Guvernului numărul 161 din 2019 cu pază 7 de poziții, și anexa numărul 3 din hotărârea Guvernului numărul 161 din 2019 cu 50 de poziții. Proiectul a fost supus avizării și expertizării în modul corespunzător. În contextul celor expuse, solicit respectuos aprobarea proiectului de hotărâri de guvern. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domn director, și eu, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări referitor la acest proiect, subiectul numărul 7 de pe ordinea de zi. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, mulțumesc. Folosindu-mă de ocazie, vreau să rog pe domnul Ghenadi Țepordei să ne prezinte informația cu privire la privatizarea sau mersul
privatizării activelor publice. Am înțeles că continuați acest proces. Ieri chiar a fost licitație. Cum stăm cu procesul respectiv? Informați-vă, rog, societatea. Noi am invitat mai mulți jurnaliști să țină ochii pe proces. Înțeleg că acum sunt mai solicitate dezbaterile electorale și campania electorală. Noi, între timp, vindem patrimoniul public. E bine să informăm oamenii cum o facem. Da, domn prim-ministru, vă prezint informația. Ieri, data de 4 noiembrie 2020, a avut loc o nouă rundă de licitare a bunurilor expuse spre vânzare, proprietate de stat. Astfel, în urma licitației petrecute, din bunurile expuse spre vânzare au fost comercializate 4 bunuri, în sumă totală de 36.160.000 de lei. Potrivit procedurii, deja în termen 20 de zile urmează să fie efectuate plățile și semnate procesele verbale a rezultatelor licitației și semnate contractele de vânzare-cumpărare. Totodată, la moment se desfășoară, începând cu până pe data de 13 noiembrie 2020, adică la moment, în fiecare zi, începând cu orele 10, dimineața la Bursa de Valori sunt expuse spre vânzare pachetele de acțiuni proprietatea statului. Orice doritor urmează să se prezinte la Bursa de Valori să cumpere pachetele care sunt expuse spre vânzare. Vreau să menționez că zilnic, până la data de 13 noiembrie, sunt procedurile de licitație la Bursa de Valori. Asta este succintă informația care este la moment. Pe parcurs parvin rapoarte de evaluare a altor bunuri care sunt incluse în hotărârea Guvernului numărul 945 cu privire la bunurile ce urmează a fi privatizate. Pe măsura ce parvin aceste rapoarte, Comisia de Licitație se întrunește și publică comunicatele respective pentru următoarele licitații. Vor fi publicate atât pe site-ul Agenției Proprietății Publice, cât și în monitorul oficial și vom comunica și cu mass media pentru toți doritorii de a participa la licitație. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domn director, inclusiv pentru modul cum organizați acest proces prin licitație la Ciocan. Ieri am înțeles că un teren inițial evaluat la o valoare oarecare, ulterior, în cadrul licitației, valoarea a crescut de 4 ori, pare că până la 22 de milioane de lei. Fapt care, încă o dată, denotă eficacitatea acestui mecanism. Cine achită mai mult, acela câștigă. Și dacă putem noi face matematică, deja din licitația de ieri și cea precedentă, cred că toate licitațiile până acum de vânzare a terenurilor publice în ultimii 30 de ani nu am acumulat atâția bani cât în urma acestor două licitații. Deci vă rog să continuați exact în această manieră. Transparent, licitație, cine plătește mai mult, acela câștigă. Metal Feroz, domn director, care este situația? Pachetul de acțiuni pe care îl deține statul în Societatea pe acțiuni Metal Feroz este expus spre vânzare la Bursa de Valori. Licitațiile, reiterez, sunt zilnice până la data de 13 noiembrie 2020. Doritorii pot să se prezinte să cumpere acest pachet de acțiuni. Mulțumesc. Metal Feroz încă nu l-am vândut, n-am reușit, dar văd că dealurile Moldovei deja sunt pângărite de unii antreprenori de ăștia care colectează fier uzat. Avem un caz ieșit din comun aici pe o colină frumoasă de preajma Hânceștilor. Domnul ministru Voicu, domnul ministru Pierju, care este situația? Noi ne-am înțeles că această activitate să fie verificată și respectiv acea gunoiște să fie evacuată de acolo. La ce etapă suntem? Domnul prim-ministru, reprezentanții Inspectoratului de Mediu au efectuat unele verificări la această companie. Spre regret, ei au obținut licența contrar legislației în vigoare, deci ei mai durează ceva timp ca
toate documentele să fie aduse în ordine. Practic, ei nu au autorizație de mediu și au primit licență fără ca să aibă această autorizație de mediu încă în anul 2019. Acum se fac toate mișcările necesare ca compania dată să-și aducă activitățile în ordine, cu atât mai mult că metalul uzat pe care acesta îl colectează este plasat pe un teritoriu, pe terenuri agricole, fără să aibă aceste drepturi. Deja împreună cu organele vom activa în această direcție. Domnul ministru Vorcu. Nu vă auzim, domn ministru. Colegi, dacă a primit licență contrar legii, cineva înseamnă că i-a eliberat-o contrar legii, înseamnă că e funcționar de stat, înseamnă că trebuie luat măsuri cu această persoană. Antreprenorul poate spune, eu am document, dar vă sfătui să mergeți acolo să vedeți cum arată împrejurările hânceștilor acum cu mizerie, ce e de gunoi, este de metal uzat, ce dorește este acolo, exact în cel mai frumos loc de intrare în hâncești. Domnul prim-ministru, îmi cer scuze, am revenit că erau defecțiuni. Stimate domnule prim-ministru, noi avem la moment înregistrate două procese penale. Avem făcut interpelări atât la ASP cât și la Ministerul Agriculturii și sunt colegii noștri de la aceste instituții și minister, sunt în pregătirea acelui răspuns ca să putem motivat să intervenim pentru a-i bloca și a-i retrage licența, fiindcă într-adevăr comite foarte multe abateri. Totodată avem pornit un dosar penal pe un accident rutier, fiindcă un camion care descărca metal a strivit o persoană. La indicația acestui proprietar, care să nu-i dau familia, dar de ce nu este vorba de Eșanu, lucrătorii dânsului, la indicația lui Eșanu, l-au transportat acasă, iar acasă această persoană a decedat, când trebuia să fie transportată la spital. Noi întreprindem toate acțiunile de urmărire penală ca să fie atrași la răspundere persoanele care se fac responsabile de moartea acestei persoane, dar totodată, cum am spus, și modalitatea, forma cum a primit aceste autorizații, cum a dus în eroare atât autoritățile pentru a primi aceste autorizații și sper că în timpul apropiat vom face claritate în acest caz. Colegi, este important odată cu liberalizarea acestei activități, să nu transformăm țara într-o gunoiște de fier uzat. Deci, primul aspect. A doilea aspect, să urmărim să nu rămânem fără rețele electrice, cum am avut în anii 90, când se urcau ăștia colectatorii și tăiau cablurile și tot așa mai departe. Deci, noi trebuie să urmărim, pentru că primele semnale ale liberalizării arată foarte urât. Noi înțelegem protecția pe care o au respectivii tipi din partea unor parteneri, dar este necesar să nu mergem dintr-o extremitate în alta. Piața trebuie să fie liberalizată, metal feroz vândut să scăpăm, că statul nu are ce să ocupa cu colectarea de fier uzat, dar să nu cădem în altă extremitate, să ne pângărească țara, intrările în orașă și să ne transforme țara în depozit de fier uzat și gunoi peste tot. Și așa avem gunoi peste tot. Deci vă rog, luați la control acest aspect, dar cu cazul respectiv de la Hâncești, mai ales cu omoară oameni acolo, vă rog să vă ocupați serios, domnul ministru Voicu, domnul ministru Pierjă. Stimați colegi, dacă sunt careva întrebări sau ceva suplimentar, pentru că ordinea de zi a fost epuizată, am discutat toate proiectele propuse. Vă rog să-mi dați de știre, dacă nu sunt asemenea anunțuri sau întrebări. Vă mulțumesc pentru participare, o seară bună tuturor, sănătate!